Bună! Astăzi vreau să fac un video casual, pentru că eu sunt foarte casual, abia am venit din oraș și nu am niciun fel de pregătire pentru acest gen de video, pur și simplu mă vedeți așa cum sunt eu în fiecare zi. Astăzi vreau să fac un unboxing a niște produse pe care le-am primit de la Ana. Ana are un canal de YouTube și o să vă las linkul în descriere ca să mergeți pe canalul ei, se numește Profesor Modern. Îmi plac foarte mult videourile ei pentru că au o notă foarte glamour și felul ei de a fi mereu cu zâmbetul pe buze, foarte caldă și, nu știu, pur și simplu simt că am o prietenă în persoana. Deși ne despart mii de kilometri, eu mă simt conectată față de Ana pentru că, nu știu, parcă ne asemănăm în ceva și mi-a fost dragă încă de când am văzut primul ei video. Așa încât vă invit și pe voi să mergeți pe canalul ei și să îi vedeți videourile, eventual să vă și abonați. Și pentru că probabil sunteți curioase, am să vă arăt și ce am primit. Este o cutie mare, iar împreună o vom desface. Mi-am luat și eu foarfecă la îndemână. Ea a venit foarte bine împachetată, sunt foarte multe mingâțe din astea cu aer. Și din nou este și cutia din interior împachetată. Cutie, scrie "Hoy va ser un día genial", care înseamnă astăzi va fi o zi minunată. Și încă porque eres una chica excelente, pentru că ești o fată excelentă. Mulțumesc, Ana. Cutia e foarte frumoasă. Stați așa să o desfac frumos. Ei, și mai aici ce l-a scris. Ole, ole, iole. Ce sticăre frumoase. Trebuie să vă fac neapărat o poză să vedeți cât de frumoasă este cutia și cât de frumos a organizat Ana absolut toate lucrușoarele. Voi începe prin a citi această scrisorică de la Ana pentru Bianca cu dragoste. Es muy pero que muy requete feliz, să fii foarte, dar foarte fericită. Wonderful goodies for a gorgeous goddess. Să ai o toamnă plină de inspirație și voie bună, cu drag, Ana de la Profesor Modern. Vai! Să știți că din videourile pe care eu le-am văzut cu Ana, mi-am dat seama că Ana este un om deosebit, însă nu știam că este atât de atentă la detalii și îmi place foarte mult, inclusiv scrisul Anei. Nu știu dacă puteți să observați ce scris superb are. Iar apoi vine un pachetel care este cu un verde turcoaz și foarte frumos împachetat. Atunci când lucrurile din jur poartă mesaje optimiste, viața devine mai frumoasă. Sper ca aceste obiecte vesele să te inspire și să te motiveze. Wow! Îmi place enorm de mult cum le-ai aranjat și sunt atât de drăguț împachetate încât parcă nu vreau să stric ambalajul, sincer. Haideți să vedem ce este în această punguță. Tu eres capaz de hacer cosas maravillosas, maravillosas, Mr. Wonderful. Ești capabilă să faci lucruri extraordinare, scrie pe acest tenar. Oh, este foarte frumos, tenar este foarte, foarte frumos. Este cu
cu acel albastru turcoaz și cu roz. Mai e ceva aici în funguță. Wow! Sunt 4 creioane cu mesaje frumoase și chiar că sunt foarte frumoase. Con un sueño y este lápiz llegarás donde quieras. Trabaja duro y lo conseguirás seguro. Hoy voy a hacer cosas alucinantes. No eres perfecto, pero esto está a la goma. O să vă traduc ce înseamnă fiecare. Cu un vis și acest creion o să ajungi unde vrei. Muncește din greu și sigur o să reușești. Astăzi o să faci lucruri extraordinare, nemai văzute, ceva de genul. Și nu ești perfect. Nu ești perfect, pentru asta există guma de șters. Iar culorile sunt pastel. Wow, mulțumesc mult de tot, Ana! Apoi mai este acest pachetel care are următorul mesaj. Delicioasă, afrodisiacă, în forma literei cu care începe numele tău, să o savurez cu plăcere alături de soțul tău. Să fie o ciocolată! Stați că vedem, mulțumesc și îți mulțumesc și în numele soțului meu. E ceva cu B. Da, este o ciocolată. Wow, ce frumos. Și este 100% naturală. Mulțumim mult de tot, Ana. Oi, am mai primit o mostră de parfum Chloe. Apă de toaletă. Să știi că nu am încercat parfumul Chloe și îmi plac foarte, foarte mult parfumurile. Foarte frumos miroase. Apoi mai este acest pachetel colorate și vesele. Îți vor face ziua și agenda mai frumoase. Ia să vedem. Sunt niște stickere, nu? Da, sunt stickere. Wow, da! Cu siguranță! Ia uitați, observ deja un ruj, ochelari de soare în formă de inimă, ombreluță, foarte frumos! Ah, și nu sunt toate la fel. Sunt diferite, foarte frumos, îmi place, da. E pe stilul meu, Ana, să știi. Wow, uite! O căciuliță și cu niște mânuși, asta va fi foarte, foarte tare. Da, wow, îmi place. Și acesta este diferit. Care? Și acesta e foarte frumos și foarte eu. Sunt tot felul de animăluțe, buburuze și pomiciorul ăsta cu mere, oameni de la fermă. Ia, uitați ce frumos e și acesta. Îmi place foarte mult și ăsta merge perfect acum toamna. O să le folosesc cu mare drag și o să le vezi în agenda mea, cu siguranță, Ana. Mulțumesc din nou, e foarte tare. Și am mai primit ceva. Madrid este un oraș superb care te așteaptă cu brațele deschise. Iată un caietel wonderful în care să-ți păstrezi amintirile din călătorie. Mamă, ce frumos este! E super! Mamă, și miroase și plăcut! Aba, nu, de aici vine! Ce frumos miroase, Chloe! Un parfum cu totul deosebit. Mi se pare că e fresh și dulce și în același timp ceva oriental. Foarte interesant parfumul. Credeam că miroase carnețelul, dar de fapt mirosea parfumul. Stați că vreau să-l desfac. Nu mai știu unde mi-am pus foarfeca. Lo que me enamora de Madrid. Wow! Și sunt foarte multe chestii care probabil sunt în Madrid. Foarte frumos.
Și paginile sunt, și hârtia este foarte calitativă și da. Ana, probabil că deja și-a dat seama că mie îmi plac foarte mult carnețelele și am o întreagă colecție de agende și carnețele, iar acesta este foarte, foarte frumos. Îmi place mult de tot modelul ăsta și cum este, nu știu dacă se va vedea pe cameră, dar are așa o hârtie foarte calitativă și îmi place foarte mult. Mulțumesc! Apoi am primit și un calendar. 2016 va fi un an excelent, plin de evenimente vesele, decizii bune și amintiri de pus în ramă. Acest calendar de birou va prinde viață cu ajutorul tău. Îl poți personaliza după cum îți dorește inima, folosind cele 360 de mini sticăre, cele 10 hârtii decorative și cele 2 foi pline de etichete cu mesaje. Să-ți meargă din plin! Wow, ce super! Nu l-am desfăcut, dar vă spun încă de pe acum că îmi va plăcea 100%. Poate v-ați gândit de ce am un planner normal dintr-un carnețel, tocmai pentru că mie îmi place foarte mult să-mi creez eu spațiul meu și să-mi permită agenda pe care o am să fiu creativă, iar chestiile care mă lasă să fiu creativă îmi plac cel mai mult, pentru că eu simt că am o parte a mea artistică. Și, din păcate, niciodată nu am cultivat-o îndeajuns și am ajuns la vârsta de 28 de ani să realizez că este un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat și acum încerc să-mi cultivez partea asta artistică și încerc să fac cât mai multe lucruri pe domeniul ăsta. E foarte frumos! Arată așa, este cu roz și cu turcoaz și include 12 pagini cu 12 luni, 12 coli cu tot felul de modele și 6 coli cu adezive, cu sticăre. Da. E, calendarul arată așa, stai să-l desfacem. Ce super! Să știi că n-am mai întâlnit până acum ideea asta. Calendarul arată așa și pur și simplu este luna, iar aici poți să te joci cât vrei și să creezi pur și simplu modelul pe care îl vrei tu aici. Și o să vă țin la curent, o să vedeți pe Instagram ce o să fac eu în fiecare lună, abia aștept să înceapă anul. Da, și sunt foarte frumoase și astea sunt un fel de hârtii de scrapbooking. Wow, și sunt foarte frumoase. Foarte frumoase. Și are și tot felul de citate și chestii super interesante. Wow. Ăsta m-a dat gata și nu că celelalte n-ar fi frumoase, dar ăsta mi se pare cel mai tare lucru. Pur și simplu n-am mai întâlnit până acum așa ceva și mi se pare foarte tare ideea asta și pentru oamenii care vor să fie creativi și să aibă ceva unic, este super. Și aici sunt o felul de sticăre interesante. Wow, chiar îmi place enorm, 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 enorm de mult. Super, 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 mulțumesc mult de tot, Ana, e super tare calendarul ăsta. Wow, wow, wow. Numărul de noiembrie al revistei Vogue este o lectură obligatorie în timpul serilor friguroase de toamnă. Sper să te bine dispună și să te relaxeze. Să știi că este prima dată când pun mâna pe o revistă Vogue și sunt tare încântată de pe acum. Wow, și sunt două reviste. Este Vogue Spania și ia uitați cât am mai... Astea sigur, 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 sigur vor fi nu doar inspirație, dar vor fi folosite inclusiv în agendele mele, pentru că
în general, îmi place să iau imagini frumoase din reviste și, da, sunt minunate, minunate, minunate. Încă o dată, țin să-i mulțumesc Annei pentru că mi-a citit gusturile și pur și simplu tot ceea ce mi-a trimis mi-a plăcut la nebunie. Pur și simplu nu cred că se putea să mă nimerească mai bine cu absolut toate lucrurile. Ciocolata, care îmi place mie foarte mult, calendarul ăsta care mă lasă să fiu atât de creativă, agenda asta care e superbă, stickerele, penarul care are exact culorile care îmi plac și creioanele cu mesaje motivaționale, deci totul plus revistele Vogue. Revistele Vogue, vreau să vă spun că o reprezintă foarte, foarte bine pe Ana și sunt un punct extrem de reprezentativ al ei, pentru că ea este elegantă, sofisticată, dar în același timp dulce și un om care transmite delicatețe și multă, multă căldură. Energia pe care ea mi-o transmite e una foarte, foarte plăcută. Acum mă duc și eu să fac o listă cu niște produse pe care deja le gândesc pentru Ana. Iar vouă, sper că v-a plăcut acest gen de video și că ați simțit împreună cu mine emoția de a desface cadouri. Aici a fost Crăciunul acum câteva minute și nu știu dacă și voi sunteți ca și mine, dar nu este neapărat faptul că primești ceva material, cât faptul acela că știi și apreciezi ideea în sine, faptul că cineva a depus efort și a ales niște lucruri cu dragoste și cu gândul la tine, lucrul ăsta valorează foarte mult și este un sentiment care te umple de bucurie și pentru că există totuși un sentiment mai frumos decât acela de a primi cadouri și este acela de a face cadouri. În curând veți vedea și pe canalul Anei un video, un unboxing, pentru că vreau să îi trimit și eu un pachet. Vă pup! Pa, pa!